Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bine v-am regăsit la Publica Report. 11 accidente rutiere și 20 de victime în doar 24 de ore. Statistica tragediilor pe șosele este, da, dreptul alarmantă. Ieri, lângă Cojușna, s-au ciocnit 4 automobile, 3 persoane au decedat, iar alte 2 au fost rănite. Astăzi, la Neninoi, un bărbat a fost aruncat peste geam după impactul a 2 mașini într-o intersecție, pe motiv că unul dintre șoferi n-a cedat trecerea. Disciplina în trafic este în declin, mai ales în ultima jumătate de an, un om mort pe zi. Așa a început bilanțul din septembrie încoace și situația nu se îmbunătățește. Printre motivele frecvente din care se produc accidente sunt depășirile periculoase, viteza excesivă și starea de ebrietate. Între timp, vremea se strică tot mai mult, iar după ceață și ploi vin zăpezile și ghețușul, când se va circula și mai greu. Totodată intrăm în perioada sărbătorilor, când crește riscul de producere accidentelor din cauza șoferilor beți la volan. De ce nu mai avem siguranță rutieră și care sunt soluțiile pentru problemele din trafic, ne spune invitații mei în studioul Publica Report, domnul Vladimir Coval, fost vicecomisar de poliție și avocat. Bună ziua, bine ați venit la noi. Și jurnalistul Constantin Mihalache. Bună ziua, bine ați venit și dumneavoastră. Avem imagini de la accidentul de la Cojușna, urmărim reportajul, o să avem multă producție astăzi, multe imagini care vă pot afecta emoțional, așa că pe toate le comentăm, avem un complex de informații și de imagini, urmăriți-ne. Haideți să vedem primul reportaj. Tragedia s-a produs aseară în jurul orei 18. Din primele informații știm că în accident au fost implicate 4 autoturisme, printre care și un microbuz. Potrivit pompierilor, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 17:54. La fața locului au venit mai multe ambulanțe și mașini de poliție. La lucrările de deblocare și descarcerare au intervenit 3 echipaje de salvatori. Potrivit poliției, un automobil de model Volkswagen Passat, condus de un bărbat de 46 de ani cu 3 pasageri la bord, deplasându-se dinspre satul Cojușna în direcția orașului Vatra, a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un BMW condus de un bărbat de 32 de ani. Apoi automobilul s-a lovit de un microbuz, după care s-a ciocnit și cu cel de-al patrulea automobil implicat în accident. Mașina care a ieșit pe contrasens era condusă de un cetățean român. Acesta, împreună cu soția sa, a murit pe loc. Copilul de 8 ani, care se afla în aceeași mașină, este în stare stabilă la Spitalul de Copii Valentin Ignatenko și, potrivit medicilor, va fi externat în scurt timp. În aceeași mașină se mai afla o femeie de 32 de ani care a murit în drum spre spital. La Institutul de Medicină Urgentă au ajuns 2 bărbați din alte autoturisme implicate în carambol. Unul cu un politraumatism grav, iar celălalt a fost externat și urmează să primească îngrijiri medicale la domiciliu. O femeie a fost adusă în stare agonală, practic, în măsuri de resuscitare și cu păreri de rău. Cu un politraumatism critic, sever, practic incompatibil cu viața. Bărbatul a fost spitalizat în stare gravă, stabilă, acum se află în secție de reanimare. A fost intervenit imediat cu o intervenție chirurgicală, acum la moment starea lui gravă, dar stabilă. Ieri, la fața locului, unul dintre șoferii implicați în accident era conștient, dar a refuzat să vorbească cu echipa noastră de filmare. Cum s-a întâmplat totul? În care mașini erați? Nu, asta nu știu. La fața locului au venit rudele celor care au avut de suferit, dar și șoferii care treceau prin zonă. M-a sunat de șoruș. E tot ok cu domnul, nu știu nimic, chiar că nu mă așa nimic și eu nu știu. Nu mă bate în slăca. Eu m-am dus și am văzut și este un alt, am gândit că pot cumva să-i ajut. Am gândit că pot cumva să-i ajut, dar ajutorul e acolo. Poliția a inițiat o cauză penală și urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Pornim discuțiile în platou. Acest accident se plasează în categoria accidentelor grave, pentru că ținem cont de impactul care a avut loc, de numărul de automobile implicate, dar și de, și atenție, aici e foarte important, numărul de victime, starea lor. Domnul Coval, cum putea fi evitat acest accident? Ori am urmărit mai multe secvențe, înțelegând despre cum anume el s-a produs. Deci, care au fost erorile șoferilor? Prima eroare care este nerespectarea regulilor de circulație rutieră. Atât de simplu, toți au trecut prin școala aceasta și au primit permis. Deci cultura. Să nu uităm că alături cu noi este o viață omenească. Și o cedare, deci o așteptare de o minută, de două, îți salvează ție viața și salvează o viață la ceilalți. Și ai trecut mai departe. Nu ai unii să te grăbești, nu ai unii să sai, nu ai unii să mergi peste dânsul. Așteaptă-l că o să treacă. Din cauza unuia pot pătimi ceilalți.
simplu. Dar dacă să zicem, deci, în general, care este situația, eu ne închipui pentru o clipă, vine iarna. Și ea minister... a venit, calendaristic, da. Dar vorbiți de condițiile meteo. De cu frigurile ei. Uh-huh. Și Ministerul Sănătății vine și în fiecare zi ne informează câți bolnavi s-au infectat de gripă, de viroză. În fiecare zi. Uh-huh. Vreți să vă rog, de la asta numărul bolnavilor o să micșoreze sau nu o să micșoreze? Nu, a depins foarte mult de campania de vaccinare. Așa. Pe deci, care o promovează, apropo. Compania de vaccinare este lucru Ministerul Sănătății, uh-huh. explică oamenilor, dar mai antrenează oamenii și oamenii mai încep a folosi usturoi și apă, toate medicamentele naturale și medicale care sunt, ca să iasă din gripă. Și acum la cine vă referiți când spuneți că n-a fost făcută vaccinul? Și acum uitați-vă care perioadă. Uh-huh. Noi suntem azi practic într-un război. Noi mai mulți oameni pierdem azi decât îi pierdem la conflictul din Transnistria. Nimeni nu vrea să înțeleagă acest lucru. Și aici nu-mi pușcă, și aici nu este război între două părți, dar aici este o lipsă de responsabilitate a celor care trebuie să dirigeze cu chestia asta și a șoferilor. Da, deci știți ce îmi spunea un reprezentant al poliției într-una din emisiunile precedente? Când da. Discutam pe problema accidentelor rutiere, toamna asta, că de atunci n-au mai venit, credem că poate vor interveni în telefon la noi în cadrul emisiunii, zice în felul următor. Statistica, în principiu, referindu-se la numărul accidentelor, nu este mai rea decât anul trecut. Dar nu se face referire și parcă se ignoră tema gravității accidentelor. Deci numărul de accidente grave cu victime, nivelul de impact, deci gradul de seriozitate accidentelor, nu e luat în seamă. Și atunci când vorbim despre asta, parcă se ia apă în gură. Și se creează impresia că situația este pur și simplu scăpată de sub control. Real, mai ales din luna septembrie, când real calculam o persoană moartă pe zi în accidente rutiere. Asta era, domnul Coval. Eu știu și o cunosc și îmi pare rău că, uitați-vă, Ministerul de Interne în sfârșit s-a slobozit alaltă ieri sau mai alaltă ieri. Cu care propunere? Cu propunerea să pedepsească șoferii care depășesc viteza de 40, da, 60, 80 da. Km la oră. Asta e analogic cu aceea că să-l pedepsești pe bolnav pentru cei care sunt îmbolnăjit cu gripă. E analogic, absolut identică chestia. E o idee absurdă a Ministerului de Interne care nu se gândește la nimic. Să absolut. Înțeleagă și telespectatorii de ce dumneavoastră criticați această măsură specială luată de Ministerul Când de Interne. Când este virus în societate, se ridică toată societatea. Ministerul de Interne, începând de la ministru și terminând cu sergentul de rând, trebuie să fie în stradă. Care e locul? La stradă, la intersecție, care face deci profilaxie în rândul colectivului de șoferi, care se duce și lucrează cu copiii, care se duce și lucrează cu oamenii din localitate și le spune oamenilor, asta e situația, hai să fim mai atenți, hai să ne ridicăm toți împreună. Eu nu cred că dacă Ministerul de Interne se adresa la șoferii ăștia care conduc rutierile și al care e liber azi și nu lucrează în schimb, nu ieșe azi cu poliția împreună și patrula și îl preîntâmpina pe cealaltă. Okay. Nu cred că consilierii din sate, noi avem deputați, consilieri în Consiliul Municipal, să mai ia sau leacă să vadă și în da, stradă și la nivel local să fie această chestia. Informare. De acord. Dar tot dumneavoastră ziceați, domnul Coval, într-o emisiune trecută, că avem o criză în sistem, că nu există suficienți polițiști. Și e adevărat, pe de o parte, că în localități nu, și pe toate traseele nu pot să fie permanent echipele de patrulare. N-are cum. Cu atât mai mult, în fiecare intersecție, să plasăm câte un inspector de patrulare. Nu, vă nu poate să existe așa ceva. Nu vă de campanii, da. Separat putem să vorbim. Nu vă supărați, n-am zis eu. O zis ministerul, dar eu v-am zis dumneavoastră că 20, tot ați făcut afirmația 26 aceasta. 26 decembrie anul trecut, guvernul a adoptat o hotărâre de moratoriu asupra vacantelor, locurilor vacante și au fost înghețate da. 2500 și-l de locuri de Ministerul de Interne. Ministrul a făcut o leacă de gălăgie aici, că iaca, că Năstase e încurcat, că nu știu și, și guvernul de azi, vezi care este o săptămână urmă o prolongat hotărârea asta guvernului și seară 2600 de locuri vacante înghețate, că nu au bani și plăti. Chiar trebuie să facem deducția aceasta că din cauza crizei de personal în sistemul polițienesc avem atâtea accidente rutiere? Asta este deducția? Nu e asta. Eu n-am vrut să o ating. Deci eu am zis că din 16.000 de oameni care sunt în tot Ministerul de Interne împreună cu starea excepțională, Poliția Frontieră și așa mai departe, este cine să iasă
se mobilizeze împreună cu Ministerul Învățământului, împreună cu alte ministerii care sunt, cu administrația publică locală, să mobilizeze toată societatea, toți de dimineață până seara, să cunoaștem, să înțelegem că pe drumurile noastre e război. Și pentru război trebuie să-l oprim. Trebuie să-l oprim prin ce? Să ne stimăm unul pe altul, să înțelegem regulile circulației rutiere, să terminăm cu cumătrismul. Că dacă e un automobil mai sus decât BMW și Mercedes, pentru dânsul nu sunt reguli circulației rutiere. Regulile circulației rutiere azi, cine le respectă? Cei care cu mașini de 10 și 15 ani. Ceilalți nu le respectă, care cu metru, are neam, are deputat și mai departe. Așa. Da. Asta e povestea. Trec către Constantin Michalache. Or, observator foarte bun sunteți la capitolul trafic rutier. Ne interesează cine sunt generatorii de accidente astăzi în Republica Moldova? Păi, generatori de accidente putem avea... De fapt, o să încep altfel. Noi avem două tabere acum. Și întotdeauna exista treaba asta. Două tabere. Pe de o parte avem șoferii care urcă zi de zi la volan. Pe de altă parte avem infrastructura pe care noi o avem în Republica Moldova de foarte mulți ani. Atunci când astea două tabere nu procedează corect, ajungem la ceea ce avem zi de zi în Republica Moldova. Partea cea mai nasoală este că de foarte mulți ani de zile, asta nu e de o lună sau două, de foarte mulți ani de zile, totul se pune pe seama șoferilor. Un lucru pe care însă șoferii nu îl înțeleg este că zi de zi, când noi urcăm la volan, de fiecare dată, de fapt, când noi urcăm la volan, și asta spun statisticile, noi urmează să ne ocupăm cu cel mai riscant lucru care există în termeni de transport din toată sfera transportului, pentru că traficul rutier omoară anual în toată lumea cei mai mulți oameni. Nu avioanele, nu navele maritime, trenurile și tot așa mai departe. Traficul rutier. De fiecare dată când noi urcăm la volan, urmează să ne expunem unui risc foarte mare. Unul la mână, noi avem șoferi foarte, să zic eu, mulți, hai, nu toți, avem mulți șoferi foarte proți educați. Pe partea de șoferi, noi strângem roadele acelor ani de mai de mult, când era tare ușor să-ți iai permisul de conducere. Și să trec și la cealaltă tabără. În același timp, noi avem un drum care, am auzit zilele trecute o informație, un drum care deja a șaselea guvern tot îl promite că o să fie dus până la capăt. Pentru că, de fapt, e drumul Chișinău-Ungheni, da? Și, iată, șase guverne noi am avut, care toți au fost pe acolo, fie miniștri, fie prim-miniștri, care și cum, toți au fost pe acolo într-o oarecare măsură în vizită, însă de fiecare dată și nimeni nu a tras o atenție sporită la ce, cum drumul ăsta se construiește și cum sunt amplasate sau sunt ele sau nu sunt indicatoarele rutierele și marcajele rutiere. Noi acolo chiar am fost într-o zi, a mai fost un accident acum recent, lună și ceva în urmă, două, în preajma localității Cojușna. Noi acolo, dacă e să luăm după regulamentul circulației rutiere și ceea ce vedem pe drumul ăla la nivel de indicatoare, nu zic că e fix segmentul unde a avut loc accidentul de ieri. Da? Dar oricum, e zonă cu punct negru, da? Nu, acolo avem liber să circulăm cu 100 de kilometri la oră. Acolo așa ne spun indicatoarele rutiere. Asta da, dar statistica accidentelor ne vorbește, de fapt? Păi vă spun, și noi aveam, și atunci când drumul nu este reglementat corect, direcția pentru toți șoferii să fie reglementat corect, și mai intervine un șofer fără experiență, un șofer care circulă prima oară pe drumul ăla, sau unul care se expune riscului că se grăbește undeva, și din câte știu, acea porțiune de drum este chiar foarte periculoasă și problematică, pentru că la ora la care a avut loc acel accident era întuneric acolo, beznă, nu există, există niște marcaje rutiere care se văd foarte prost, cu benzi cu reflectorizante, cu elemente de reflectat și lumina sau cumva pe margini să se înțeleagă că direcția drumului. Nu există așa ceva acolo, pentru că drumul, într-o oarecare măsură, este deocamdată încă în construcție. Da. Lumea se gândește la ceea ce
o să primească atunci când drumul o să fie construit, da? Că o să avem un drum bun, că o să avem un drum care o să corespundă la unele standarde. Dar până atunci, oamenii continuă să moară. Deci nu avem doar erori umane, asta este foarte avem clar, dar probleme de infrastructură păi, serioase. Păi, dar cine le face alea? Da, fie că drumul nu este construit bine, că nu sunt prevăzute marcajele corecte, corespunzătoare, deci e o problemă în complex luată. Hai să mai urmărim imagini, mai avem imagini de la nenii noi. Am să rog și pe colegii mei din regie să ne ajute ca să le vedem și să le comentăm după aceea. Deci, a nenii noi, un pasager care era pe bancheta din spate, atenție, a zburat peste geam după impactul între două automobile la intersecție. Vedem imaginile? Vă rog. Peste geam, că nu era încercăm? Problemă. Da, încercăm să dăm? Asta e pe calea Urheiului. Ah, haideți să dăm și accidentul de pe calea Urheiului. Da, puteți să ne ajutați și cu, pe videoul să dăm imaginile în mare, așa, pe full screen, să vadă și invitații și să comentăm. Ah, deci, invitați. Uitați-vă la imaginile de pe calea Urheiului, unde un bărbat cu mașina a intrat într-un pilon de publicitate. Nu vedem nimic. Așa. Ah, iată, acum o să vedeți. Haideți, putem să repetăm? Da. Acum și o să mai dăm. Atenție, iată, urmărim. Iată acum. Acesta este cel de la Vine nenii momentul, noi. Da. Nu, ăsta e momentul de la nenii noi. Da? Așa, deci e momentul de la nenii noi cu pasagerul care a sărit peste geam, care a fost aruncat peste geam mai degrabă, după ce s-au lovit două automobile. Aici problema e că nu s-a cedat trecerea. Aici nu s-a cedat trecerea, așa e o chestie, adică foarte deci nu e problemă de șosea umedă sau ceva de genul? Da, unul nu i-a cedat celui la trecerea. Nu știu dacă ar fi posibil în condițiile acestei... porțiuni de traseu care era umedă să fie verificată și viteza cu care venea șoferul care a tamponat Dacia. Dar vădit Dacia n-a cedat trecerea aici. Și pasagerul din spate, așa cum este între ghilimele, tare normal în Republica Moldova, ca să nu ai centura de siguranță pe locurile din urmă, iată de asta și a ieșit pe geam. Da, să lămurim că ați spus tare normal, așa, între ghilimele cu degetele, pentru că lucrul ăsta, în principiu, chiar nu se practică. Dar lumea nu înțelege pe bancheta care este... din spate, maximum are un fotoliu, un copilaș. Lumea nu înțelege care este riscul. Hai să vă zic, că erau cifre, la o viteză de 60, bun, cu aproximație acum o să vă zic, la o viteză de 60-70 de kilometri la oră, impact frontal, un adult cu o greutate de vreo 60 și ceva de kilograme, este propulsat în față, în scaunul din față, dacă nimerește în el sau între ele, cu o greutate de 3,5 tone. Ceea ce înseamnă, asta înseamnă că cel care ar sta în față cu centura de siguranță cuplat, fie că e vorba de șofer sau de pasager, practic o să fie strivit de omul care stă în spatele lui. Și la noi lumea nu înțelege nici cei care stau pe locurile din spate, dar nici cei care stau pe locurile din față. În principiu și e fizică, e elementară, da? Pentru că eu, în mod normal, dacă urc în mașină și văd că cineva stă în spatele meu fără centură, de fiecare dată spun că ea să fie cuplată, pentru că aici e vorba și de siguranța mea. Nu putem ști ce o să fie mai departe. Poate să vină cineva să ne tamponeze și nu mai faci nimic. Dar, cel puțin, poți cumva să întreprinzi unele măsuri pe care, cumva... Da, însă, la noi se aplică, nu știu cum, pe jumătate de măsură această regulă, când sunt rugați doar copiii să fie cu centură sau cu fotoliu necesar copiilor, da? Noi, eu văd până în ziua de astăzi copii care stau lângă părinții lor, maică, în față, pe tunelul central, cum ar fi, părinții ambii cuplați și copilul doar stă acolo. Noi, în Republica Moldova, ar trebui să avem o lege așa cum este și în Europa, în țările europene, primește amendă cel care stă în spate. Simplu. Da, și în taxi de asemenea, apropo, că s-a discutat despre asta la emisiune, dar nu știu cum problema e alta. Acolo de au tot felul și... de huse care stau pe acele scaune, pentru că se murdăresc destul de ușor de la numărul de pasageri care urcă și ies din mașina aia. Practic n-ai cum să-ți pui centura de siguranță în foarte multe mașini care circulă prin oraș, pentru că ele sunt acoperite și nu găsești centura, nu este acolo. Foarte rar când găsești centura să fie într-un taxi.
Mai avem un material care ne vorbește despre statistica pentru întregul an 2019, căci avem aproape 2000 de accidente rutiere, peste 200 de victime, mai avem și 10 de răniți. Deci anul a fost grav la capitolul accidente. Vom urmări acest subiect și acolo tot vom vedea imagini de la cele mai grave accidente despre care s-a vorbit în ultima jumătate de an cu precădere. Haideți să urmărim materialul. 2019 a fost marcat de un șir întreg de accidente rutiere grave care au nenorocit sute de vieți. Datele Inspectoratului Național de Patrulare arată că de la începutul anului pe drumurile din țară s-au produs peste 2000 de tragedii soldate cu peste 220 de morți și 200 de răniți. Și ultimele 24 de ore au fost de coșmar. 4 oameni au murit, iar 16 s-au ales cu diverse traumatisme în cele 11 nenorociri de pe șosele. Iar în municipiul Chișinău, doar pe parcursul săptămânii trecute, au fost înregistrate 17 accidente, în care au avut de suferit 30 de persoane. Tot săptămâna trecută, o fetiță de 9 ani a fost pulberată în timp ce traversa strada regulamentar în fața școlii de arte din orașul Ialoveni. Copila a nimerit sub roțile unui camion de mare tonaj, la volanul căruia se afla un șofer de 64 de ani. La sfârșitul lunii trecute, în Măcărești, Ungheni, o femeie însărcinată în luna 8 a fost lovită mortal de un șofer în vârstă de 19 ani care conducea fără permis. Victima a fost zdrobită chiar în momentul în care intra în curtea casei sale. În luna octombrie, o altă nenorocire cumplită a avut loc pe șoseaua Chișinău-Ani-Ninoi-Căușeni. Două mașini s-au ciocnit frontal, în consecință un bărbat a ajuns pe patul de spital, iar ambii șoferi și cunoscuta blogheriță Ina Cofeina de la Zâmbărele a murit pe loc. Tot în octombrie, lângă satul Blindești, traionul Ungheni, un tânăr de 21 de ani care circula fără permis de conducere a pierdut controlul volanului și a derapat de pe traseu. În consecință, o minoră de 13 ani a murit, iar alți trei și conducătorul auto s-au ales cu diverse răni. O altă tragedie rutieră a ucis un bebeluș de numai 5 luni și a băgat în spital alte 20 de persoane în apropierea satului Fundul Galbenei din raionul Hâncești, după ce automobilul a ieșit pe contrasens pentru depășire și a lovit un microbuz de pe ruta Chișinău-Basarabeasca. În ultima unitate de transport erau 21 de oameni, inclusiv șoferul, iar în mașină 4 membri ai unei familii. Iar unul dintre cele mai grave accidente care a zguduit societatea s-a produs la sfârșitul lunii septembrie în sectorul Buiucani al capitalei. Atunci o tânără beată criță la volanul unui Porsche a intrat cu viteză nebună într-o intersecție, a trecut la culoarea roșie a semaforului și s-a izbit de un troleibuz. Un bărbat de 34 de ani a murit pe loc. Șoferița, dar și 8 pasageri ai troleibuzului au fost internați la spitalul de urgență. Totodată, 10 de persoane din mijlocul de transport public au avut nevoie de îngrijiri medicale. Mai târziu, tânăra de 33 de ani, care a provocat nenorocirea, a pierdut lupta cu viața. Aceasta nu era la prima abatere. Ea a fost sancționată de 43 de ori pentru diferite încălcări în trafic și a stat 6 luni după gratii pentru că a provocat un accident. În direct cu noi prin telefon este de la poliție domnul Petru Malai, șeful Serviciului Urmărire Penală din cadrul Direcției Poliției Municipiului Chișinău. Bună ziua, ne auziți? Sunteți pe fir? Bună ziua, ce trăiți, Româna? Avem prea multe accidente, întrebarea logică este ce face poliția? Dacă permiteți, de fiecare dată când se comite un accident rutier, colaboratorii de poliție obligatorii au atitudine. Și anume, cazurile date se înregistrează obligatoriu, se deplasează echipajele imediat la fața locului, în termen de strâns. Ajungând la fața locului, colaboratorii de poliție întrebim toate măsurile în vedere stabilirii circumstanțelor comiterii accidentelor rutiere, stabilirilor persoanelor vinovate, cauzelor și condițiilor care au condiționat comiterea accidentului rutier. La fel, se întreprind măsuri de precauție în vederea neadmiterii comiterii accidentului rutiere sau de abateri de la codul contravențional. Și anume, dimineața și seara, de către colaboratorii de la Inspectoratul Național de Patrulare, se efectuează fluidizarea traficului rutier. La fel, pe parcursul zilei, de către colaboratorii Inspectoratul Național de Patrulare și colaboratorii Inspectoratelor de Poliție, se efectuează măsuri de prevenire, se efectuează filtre în vedere depistării persoanelor care comit abateri de la regulament și circulație rutieră și comit contravenții în pe drumurile publice. La fel, sunt instalate și mașini capcană în afara municipiului Chișinău în vedere depistării persoanelor care depășesc limita de viteză, care la fel încalcă regulamentul cu surați rutiere și alte acțiuni necesare în vederea neadmitrii încălcărilor
stipulate în regulamentul circulației rutiere. Da, mulțumim, domnul Malai. Dar acum vreau să ne spuneți în cifre statistice cum se confirmă lucrul ăsta și eficiența măsurilor luate de INP. Ca să înțelegem dacă aduc rezultate toate măsurile speciale întreprinse. Dacă îmi permiteți, urma analizei efectuate a dinamicii accidentelor rutiere comise în trafic pe teritoriul municipiului Chișinău au fost înregistrate 10.332 cauze de accidente în circulație, comparativ cu 10.921 cu anul precedent. La fel sunt înregistrate accidente cu victime, 1.039 comparativ cu 1.154 anul trecut. La fel este o descreștere la capitolul accidente rutiere, soldate cu persoane decedate. Dacă anul curent au decedat 50 de persoane în urma accidentului rutier, anul precedent au decedat 58 de persoane. Este o descreștere din cifrele care sunt menționate în notele informative și analiza dinamicii accidentului rutier efectuate de către colaboratori de poliție, și anume Serviciul Accidente Rutiere, și în colaborare cu angajații Inspectoratul Național de Patrulare. Da, acum un moment foarte important, un aspect mai degrabă. Dumneavoastră ziceți spre comparație, da? Cu ceea ce am avut anul trecut, dar senzația pe care o avem în prezent, această toamnă, plus iată iarna care a început, este că situația accidentelor este mai gravă și că disciplina șoferilor este în declin și că ar trebui să fie luate măsuri mult mai sporite de securitate în trafic. Dacă aș menționa de pe an pe an, da, e descreștere, dar unele cazuri care ne-au șocat, care le-ați menționat dumneavoastră anterior, cazul de la Alba Iulia, cazul de la Vatra, etc., da, sunt cazuri care depinde de fiecare șofer în parte, neatenția, viteza excesivă, neglijența față de semnale de circulație, indicatoare, semafor, etc. De la fiecare persoană în parte, depinde. Organele de poliție întreprind toate măsurile la maxim și la fel sunt întreprinse pedepse, atât penale, contravenționale și complementare, care privesc suspendarea dreptului de a conduce, parcursul urmăririi penale, retragerea dreptului de a conduce, etc. Noi implementăm pedepsele la maxim stipulate de codul penal și codul contravențional. Da, mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Aveți întrebări pentru domnul Malai? Dacă nu, atunci noi trebuie să trecem la etapa concluziilor, tare repede a trecut emisiunea, dar vreau să sesizăm principalele aspecte atunci când vorbim despre problema accidentelor rutiere. Ori vedeți, totuși avem statistică inversă. De ce așa, domnul Coval? Statistica îi depinde de cine o înregistrează. Nu chiar toate se înregistrează. Asta e unu. Și doi. Deci, ia că eu mă întreb, pentru părinții de la Ieloveni, pentru fetița care a pierdut-o, da, și un proaspăt acum, dacă noi o să-i spunem că anul trecut a fost 70 de ani, noi s-a 50 de omoruri, lor pe suflet o să le fie mai ușor? Nu cred. Nici cum nu o liniștește, da. Durerea pe care o au ei, nu poți o aline azi cum, doar numai prin faptul că să nu se mai repete, să nu mai sufere alt părinte. Și poliția, cu părere de rău, s-a acomodat la situația care este și s-a transformat în departamentul de sociologie și statistică și aduce la cunoștința persoanelor, a populației, situația fără a o mișca din loc. Dar, domnul ei Malai, nu vor să spui, el e cu epoleț, eu am dreptul, domnul am ieșit Coval, din sistem. În virtutea funcției pe care o are, domnul Malai a vorbit ceea ce a trebuit să vorbească. Eu cu jele față de dânsul spun. Cu jele sau fără de jele, noi vorbim acum cu jele pentru oamenii care acum au rude, care au murit sau cel puțin stau grav răniți în spitale din cauza accidentelor rutiere. Deci asta se întâmplă. Hai revenim la concluzia noastră. Eu nu spun. Da. Deci uitați-vă, noi avem câte rutiere în Chișinău, în Republică, parcuri de autobuse, parcuri de troleibuse. Da. Polițiștii mai înainte erau la revizia tehnică regulată acolo. Azi, pe dânsul, eu lipsit de ce-s drept. Foarte azi, revizia tehnică, zis, o trece computerul. Computerul nu este om. El nu vede cine e în fața lui. El se uită și roți și cum sunt roțele. Dar cine e în automobil? Cine stă, cum îți zice, proclat ca și e dintre scaun și volan? Nimeni nu o controlează. Noi unde ne gândim și ei care schimbăm?
că suntem în țară în care, cu părere de rău, legea e numai până la emiterea ei de către Parlament. După ce s-o emis, nimeni nu ascultă pe dânsa. Trec la domnul Mihalache, cât avem vreun minut, da? Deci, o concluzie, dar totodată, mergând spre perioada asta de sărbători, că avem, practic, două săptămâni pline în care riscul major de accidente va fi din cauza șoferilor care se vor așeza beți la volan. Asta avem în fiecare an și nu este exclus. Ce trebuie să mai sesizăm pentru ca să prevenim lucrurile? Să prevenim lucrurile, trebuie să lucrăm tare mult cu șoferii, chiar dacă domnul Coval a menționat că nu prea este de acord cu amenzile mai mari. Eu, de fapt, sunt tare de acord cu asta, dar în același timp, fiecare șofer care a fost documentat cumva, să-i facem o istorie și, în caz de ceva, să-l lipsim mult mai ușor de drepturile de a conduce asta, dacă repetă mult mai des, pentru că noi nu prea avem așa ceva. Nu mă refer la un caz, vorbesc acum despre toată lumea. Da, un istoric, cum este și istoricul de creditare, da? Da, și asta așa cumva să influențeze la asigurare, la plata asigurării, a mașinii și multe alte lucruri care dor într-un final pentru mulți șoferi, dar asta ar fi într-un fel bâta cu care să lovim, da. În același timp, o altă bâtă noi ar trebui să avem și pentru cei care gestionează drumurile din Republica Moldova sau cumva fac ca să treacă mult mai ușor unele acte și mai ușor să primească unele permise. Drumul spre Cojușna și mai departe, acolo e o problemă foarte mare și noi cu domnul Bricicaru încă 2 luni în urmă am spus că aici o să mai întâmple multe alte accidente. Și nu mai sunt excluse altele, și următoarele. Nu mai sunt excluse. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea în această emisiune și pentru opiniile exprimate aici. Vă mai invităm, sper să nu mai vorbim în termeni atât de grav, măcar o dată. Doamnelor, domnilor, mulțumesc că ne-ați urmărit. Nu pierdeți mai departe știrile la fix. Ca de obicei, la ora 17 vă așteaptă Stella Bodiu cu jurnalul principal al zilei. Mai bine!